Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Îmi permit să mergem mai departe în primăvara aceasta duhovnicească pe care ne-o propune Paștele și apropierea de el, cu amintirea Sfinților care, într-un fel sau altul, dau sens postirii noastre și ne dovedesc, ne-au dovedit și ne vor dovedi tot timpul că se poate, că se poate trăi în tensiunea aceasta binecuvântată a apropierii de Hristos. Astăzi îl prăznuim pe Sfântul Ilarion, noul mărturisitor, egumenul mănăstirii Pelechitului. Era vremea lui Leon Isaurus și apoi al lui Constantin Copronimus, când Sfântul acesta crește și se sporește duhovnicește de la copilul cu minte și așezat în Hristos până la starețul încercat. La vremea maturității se retrage într-o chilie, se închide în ea, devine, cum s-ar spune, încuiat sau zăvorât și acolo își petrece o parte din viață pentru ca mai apoi, chemat de către ucenicii pe care și făcuse în acest fel, să se retragă într-o mănăstire numită Pelechitului, nu departe de Hellespont în Asia, și acolo să petreacă împreună cu toți acești prieteni ai săi în Hristos, fi hirotonit preoș și apoi ajungând starețul lor în cele ale slujirii. Vine perioada în care Leon Isaurul se pornește împotriva Sfintelor Icoane și în această prigoană repet a celor din biserică, împotriva celor din biserică prin intermediul puterii imperiale, se ajunge cu prigoana și în cetatea aceasta a Hellespontului, se ajunge la mănăstirea unde Sfântul Ilarion împreună cu ucenicii săi se nevoiau și se petrec lucruri cu adevărat urâte și de neînțeles pentru mintea umană. Nu doar că icoanele sunt smurse și arse, dar și sfintele taine sunt călcate în picioare, preoții sunt batjocoriți, iar Ilarion acesta, pentru faptul că mărturisește dreapta credință și pentru că spune despre importanța icoanelor și despre lucrurile cu adevărat importante ce se nasc din teologia icoanei poporului celui binecredincios, este și el ucis. Între timp, în timpul acesta în care el trecuse de la zăvorâtul Ilarion, la starețul Ilarion, mare parte din minunile săvârșite de el înmuiaseră inima poporului. De aceea, într-un fel sau altul, arderea mănăstirii, uciderea călugărilor și aruncarea, profanarea, ca să spunem mai sincer, a tainelui lui Dumnezeu, n-au folosit la nimic, ci din contră, se pare că atunci când s-a reașezat biserica în taina iconografiei desăvârșit apărate, s-a făcut și prin o parte dintre ucenicii lui mire în ce deveniseră între timp călugări și lideri ai gândirii retorice din zonă. Spun acestea ca să vă aduceți aminte că nu întotdeauna doar împărații sunt cei care prigonesc, ci excese de zel se petrec și în trupele noastre interioare și că uneori, vorba părintelui Nicolae Steinhardt, nu ți se face scârbă de gardieni, ci de gardienii cu exces de zel, cei care în excesul lor dărâmă și năruie mai mult decât pot construi vreodată. Unii ar zice că a fost prețul pentru care icoanele au rămas la îndemâna noastră. Dacă știm acest preț, ar trebui să le cinstim și să le aducem mai aproape de inima noastră, fără să le mai batjocorim. Mâine este o nouă zi.